Hei, salut, prieteni! Tocmai ce am terminat și eu de mâncat și am băut și o cafea. Domnul Backpack Your Life n-a vrut să mănânce nimic dimineața, n-a vrut să-i fac faimoasa mea omletă. Astăzi avem ceva treabă amândoi prin oraș. Avem fiecare câte o întâlnire relativ în același timp, așa că o să-l duc eu pe Cătălin la întâlnirea lui și apoi mă duc la a mea. Și poate după aia ne reîntregim pe drum spre casă, dacă nu, eu o să vin înapoi cu mașina, el o să vină cu taxiul. Să vedem. Că mai stă și în seara asta la mine, asta așa seara la mine, mai stă și în seara asta. Și pentru că am foarte multă treabă astăzi, treabă care nu poate fi transformată în vlog, să zicem. Și pentru că nu ați mai văzut BMW-ul de mult în vlog, da, știu că trebuie să fac burnout-ul, dar nu am avut timp să mă ocup de chestia asta, dar promit că îl fac. Îl transformăm în burnout-ul de 150.000 de abonați. Îl amânăm un pic. Tocmai pentru că nu ați mai văzut BMW-ul de mult, o să încercăm să facem un car vlog și o să încerc să văd și ce părere are Cătălin de mașină. O să încerc să-l speri un pic. Nu știu cum e el cu adrenalina și cu mașinile, dar vom afla. Salut! Bine, bună ziua! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Un vlog pregătit de plimbare? De plimbare, cum să nu? Vreau să le spun abonaților lui Bogdan Pricope că Bogdan s-a îndurat și mi-a permis să stau la el în casă pentru un film modic. Nici a trebuit să fac foarte multă curățenie așa cum era înțelegerea, ceea ce este film, super bine. Facem film cu de toate, nu? Păi de toate? Da, cum să nu, de toate. M-am dus la televizor. Unde m-ați văzut la film? Zi, vine, mă. Unde m-ați văzut la televizor? Bă, cum îi spun cheamă? Cu Ian? La iubiri secrete! Bravo! Uite, mă! Că știai! Prietenii mei, fanii mei! Ăștia-s fanii lui Backpack Your Life, iau-te! Am văzut, frate! Cu Iani, mai țineți minte pe Iani? Cum? La vioară! La vioară, bă, dar mă, dar ce frumos era filmul ăla! Era frumos rău, nu? Vă uitați cu familia? Da! Foarte tare, vă mulțumesc! Ești super! Super eu! Dar mai super era Iani! Super boss, haide! Stai mă că vreau să dau niște bani, filmează aici, dau bani. Pentru că omul m-a recunoscut de la Iubiri Secrete și pentru că eu nu știam că se mai uită lumea la Iubiri Secrete după atâți ani, mi-a cerut niște suc, adică niște bani de suc și o să-i dau, pentru că n-am decât niște euro, am vreo 70 de euro și niște lei. Am o hârtie de 10 lei, dar nu-i dau pe asta, frate, e prea mult. Îi dau 3 lei. E mult? Pentru un suc e numai bun. Eu zic că e ok. Andrei? Era mic, salut! De când începe acum iară? Păi nu mai începe, asta te arată acum vreo 4 ani, nu mai e. Nu mai e. E acum, e în reluare, știu. Da. E în reluare, știu. Deci serialul ăsta s-a terminat în 2014 și oamenii mă tot întreabă când începe, știi? Deci, nu știu dacă l-ați mai văzut bate pe Bogdan, și eu n-am mai văzut cazul ăsta cu tine. Da, da. A mai fost, da? A mai fost, când am filmat cu Zuz Andrei, am filmat și din față și... Ai filmat din... Cam așa se pune GoPro-ul dacă ești înalt și vrei să-și filmezi ca lumea. Și te deranjează? N-ai te deranjează un pic. Te puțin. Deranjează un pic, da. Da, cu bine, cu privirea periferică, cu asta n-ai probleme. Da, e ori ochii prin și nasul, știi? Aha, dar da. Creierul anulează cumva, așa se întâmplă și cu asta, numai că mai vezi din ea. Dar în principiu vezi ok, nu... Dar ce GoPro ăsta e de la ăla, cum îi zice? Hero 4 Session. Session. E foarte șmecher. Da. Hai să discutăm despre ceva, ce vrei să... Ce te macină pe tine așa în ultima vreme și... Ce mă macină? Sau ce te... Nu știu, ce curiozități ai, ce... Da, hai să vedem cam acum. Dar lasă, vorbim pe GoPro, ca să se vadă în față. A, ca să se face așa și se aude? Se aude, da. E ok. Da. Așa. Mă gândeam la problemele legate de trafic de aici, din București. Mă uitam, am fost în orașe foarte, foarte, foarte multe orașe, da? Și în principiu, să știi că problema asta cu traficul e o chestie la nivel mondial. Adică noi înjurăm Bucureștiul că e nașpa, dar știi care e soluția pe care au găsit-o foarte multe capitale la chestia asta cu traficul? Yeah. Să nu-ți mai permită să parchezi, să nu poți să mai parchezi aproape nicăieri. Da, dar cu siguranță există parcări. Puțin mai departe, probabil, da. Dar există. Sunt parcări, corect, deci ai opțiuni, doar că foarte, foarte, foarte mulți oameni sunt descurajați, adică ideea e să facă pe oameni să se gândească de 3-4 ori înainte de la mașină. Să nu mai fie ceva de genul, mă duc până la pâine, iau mașina. Mă duc până la colț. Plus, altă chestie, transportul în comun. În orașele astea de care zici tu, transportul în comun e ok? E reliable? Poți să te bazezi pe el? Băi, dacă vorbim, de exemplu, de orașe care sunt
nu știu, dacă vorbim de exemplu de Seul sau de, uite, Tokyo, nu văd necesitatea unei mașini acolo de multe ori. Adică au o rețea de metrou atât de bine pusă la punct încât nu simți nevoia, nu văd de ce folosi mașina. De aia pe acolo taxiul este extraordinar de scump, în Seul la fel. Dacă vorbim de alte orașe din Asia, de exemplu, acolo ea merg în principiu cu scuterele. În America de Sud e o problemă foarte mare cu traficul. Foarte, foarte, foarte mare cu problemă cu traficul. Dar am zis într-un vlog o chestie și o să o spun și acum la tine. Singura țară din lume pe care eu am vizitat-o și care avea drumuri mai proaste decât România, da, per total a fost Honduras. Ok. Deci singura. Repet, singura. Și am fost în basuri pe toate părțile, toate țările posibile. Și nu am fost... Și am eu impresia, așa, să mă corectez dacă nu e așa, că românii cel puțin, sau chiar și restul lumii, cred, are impresia despre Asia că e o ghienă așa în mare parte. Da. Și nu cred că e chiar cazul. Este impresia asta, pentru că este ceva mizerie acolo și că acea mizerie este cumva și augmentată de faptul că e foarte cald. Și de adevăr, da, ca mirosul pot să spun că în anumite locuri este mizerabil. Poate este mai mizerabil decât este la noi, de exemplu, multe locuri. Dar, per total, uite, țări ca Vietnam, hai să luăm așa, da? Luăm Thailanda, cea mai turistică țară din lume. Cu siguranță este peste România la un miliard de aspecte. Adică măcar sunt primii la ceva în lumea asta. Uh-huh. E la turism. După care avem Vietnamul. Este singura țară din Asia, este țara din Asia care a avut cea mai mare creștere economică. Crește de 7% din 2014 până în 2017, 7% pe an. Ea explodează, le explodează economia. Ai Filipine, o țară care nu e cine știe ce, n-am fost acolo, dar are niște plaje foarte, foarte, foarte mișto. Bine, Coreea de Sud și Japonia n-are sens să discutăm, pare, nu le băgăm în categoria asta. Dar mai departe, mulți oameni au avut impresia și credeau că America de Sud este o ghenă. Corect și asta, da. Și să știi că nu e așa, să știi că America de Sud este mai surprinzătoare decât Asia, la multe lucruri, la foarte, foarte, foarte multe lucruri. Și drumurile, îți dai seama, n-am comparat un drum de țară cu, nu știu, cu autostrada Soarelui, de exemplu. Da. Am luat și drumurile așa, cam cum simt eu lucrurile, cum mi s-au părut mie, care a fost la nivel de feeling, de percepție. Și la nivel de percepție, Hondurasul are drumul mai proaste ca România. Dar atât. Băi, doar atât. Din ce ai văzut tu? Doar atât și oamenii care se uită la mine, se uită la mine frecvent, zic, mamă, în Vietnam ce drumuri au aia, mamă, ce infrastructură, mamă, ce poduri. Păi sunt orașe în Vietnam care au câte, nu știu, 5-6 poduri și un pod are 350 de metri, 400 de metri un pod. Iar la noi se chinuie la podul ăla de spre Sălăjan, spre Popeșile Ordeni de 4-5 ani. Mamă, de s-au chinuit și la de la Basarab. S-au chinuit la Basarab la fel. La început s-a schimbat nu știu ce conducere, n-au mai avut aia bani, n-au vrut să mai dea la nu știu ce și s-au certat și n-au mai continuat treaba. Traficul, să știi că e așa pe peste tot, există o chestie la nivel mondial, o supra... Sunt de acord cu ce ai zis tu cu parcările, sunt de acord, dar cred că și tu ești de acord cu mine că toate orașele care se confruntă cu problema asta încearcă să o rezolve acomodând toate mașinile. La noi e chestia spusă de toată lumea, sunt prea multe mașini, vin și cea mai multe mașini, să nu mai vină, să nu mai cumpere lumea mașini. Dar mi se pare că e datoria orașului să acomodeze toți oamenii care vor să se mute acolo. Corect, dar tu îți dai seama că la un moment dat, ce care e problema mare a României comparativ cu orice țară de pe această planetă din punct de vedere al infrastructurii? Că în momentul în care oamenii care au gândit drumurile, da, drumul e atâta, da, ăla care a gândit drumul acum 100 sau 200 de ani, da, nu s-a gândit în viitor, bă, acum sunt 4 mașini, prin progresie, pana mea, matematică, aritmetică, cum dracu e, peste, da, 100 de ani o să fie 1 milion de mașini, da? De-aia e problema asta că unul dintre cele mai importante drumuri din România, și anume DN-ul și drumul până la munte, da, este blocat de 20 de ani și de ce 20 de ani? De 50 de ani te lovești același problemă, știi? Pentru că nimeni nu s-a gândit, frate, stai puțin, acum sunt 10 mașini, în 30 de ani o să fie 1 milion de mașini. În afară, oamenii s-au gândit la treaba asta. Păi stai mă, când intri în Bogota și intri pe 12 benzi, 6 cu 6, așa intrai în oraș, în Bogota. Când am ajuns acolo, ziceam, mamă, unde știu că eu, care aveam impresia, ziceam, mamă, Bogota, zi să mă ce ghină și aia. Da. Bă, când am văzut 6 benzi, 6 benzi frumos, mergi prin mijlocul orașului, cu viteză, ca lumea, cu dalea, cu bretele frumos, din da? Tunel. Din pasaj, pardon, nu știu, au văzut cumva lucrurile altfel, știi? Da, da, variante sunt și aici. Se lucrează la autostrada București-Brașov. A, da? De mult. Dar a rămas la nivelul de se lucrează și atât. Băi, mai e o chestie. Cu greu, dat drumul la București-Ploiești. A, i-au dat drumul, da? Da, 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 da. Știi care e chestia? Mai e o problemă aici. Dacă, de exemplu, nu știu, fiecare oraș sau fiecare sat sau orice are un
are o capacitate maximă pe care o poate acoperi cu mașini. Nu poți să primești tot timpul la nesfârșit. Și eu sunt convins că la un moment dat se va ajunge la o situație din asta prin care, nu știu dacă e legea asta acum, cine are mai mult de două mașini plătește impozit de trei ori mai mult. Se va întâmpla și chestia asta la un moment dat. Nu știu cât de rea e sau cât de bună e. Da, să-i oprești pe oameni să-și ia mașini, poți să faci asta, dar să faci tu drumuri în continuu. Hai să zicem că acum faci încă 3 drumuri, dar dacă lucrurile se întâmplă cum stau acum, peste 50 de ani la fel nu se fie de ajuns drumurile astea. Corect, dar acum, în momentul de față, suntem foarte subdezvoltați la nivelul infrastructură. Adică sunt multe, multe soluții și foarte ușor de implementat. Parcări nu sunt, drumuri nu sunt, autostrăzi nu sunt, deci hai să facem. Ok, în același timp să ne și gândim ce o să facem peste 10, 20, 30 de ani cu mașinile care o să tot vină. Da. Dar hai întâi să facem drumul. Hai să facem parcări. Da. Da. Nu e... Știi care chestia? E vorba și de prioritizare aici, știi? La câte chestii merg prost acum la noi și la câte chestii ar trebui schimbate. E greu să zici, bă, trebuie schimbat învățământul. Bă, trebuie schimbat, nu știu, sănătatea. Bă, trebuie schimbat aia. E greu. Deci trebuie să-i dăm foc să facem alta. Da, uite, o chestie pe care noi o avem bine pusă la punct și foarte puține țări o au la fel de bine pusă la punct. Îți dau exemplul mai chiar. Mama asta în Norvegia. S-a dus anul trecut în august. Ea are niște probleme cu spatele. Spondiloză se numește, nu știu ce naibie e. A avut niște chestii cu, nu știu să dau explicații. Okay. Și femeia s-a dus și a frumos în august să-și facă o programare, fiind în Norvegia. S-a dus frumos la doctor, i-a spus că doamne trebuie făcut o programare și a programat-o la jumătate în noiembrie. Opțiuni private, să te duci la stat, la privat în Norvegia, sunt extraordinar de limitate lucrurile astea. La fel, soțul ei când se simțea rău sau când avea o problemă, dacă era ceva, trebuie să-și facă un CT, omul la fel, a programat după 4 luni de zile. Și-au luat bilete de avion și-au venit în România și-au făcut asta, pentru că sistemul de sănătate de acolo este foarte mult, aproape 85% bazat pe sistemul de stat. Eu știam că e ok sistemul de sănătate este în țările nordice. Este foarte ok, dar este ok pe chestii ce țin de asigurare, pe chestii ce țin de, nu știu, dacă pățești o chestie foarte gravă. Uite, fosta soția soțului mamei mele, acum 10 ani a făcut un accident cardiovascular și erau, ei erau la munte, undeva la mama dracu. Și a făcut, el a ieșit până afară să dea zăpada din curte și când s-a întors în casă era pe la pământ, în criză. Da. A sunat la salvare, au venit cu elicopterul, au luat-o cu elicopterul de pe munte, au dus-o la aeroport, au suit un avion și îmi se pare că au dus-o ori în Germania, ori în Elveția să o opereze. Pe banii statului. Deci totul s-a întâmplat pe banii statului. Mama, ca soția lui acum, are aceleași drepturi pe care le are și el, ca și cetățean. Atenție, nu cred că sunt foarte puțini oameni care se pot plânge de medici români. Adică dacă vii și găsești ce pe cineva și dai, nu știu, trebuie și dai o șpagă, nu are relevanță, băi, în principiu oamenii fac treabă bună, adică avem specialiști foarte buni. Sunt foarte buni, dar sunt stricați de sistem mai devreme sau mai târziu. Eu cred că mai devreme decât mai târziu. Chiar și cei mai tineri. A fost și cazul ăla cu ce cu firea aia, de nu voiau să mai opereze, că nu știu ce, a fost un caz la televizor, m-am uitat, era prin Columbia. Erau niște doctori ăștia, nu știu, chirurgi. Că nu avem televizor. Chirurgi sau ceva de genul ăsta și pentru că n-aveau, dar super titrați oamenii, super buni, pentru că n-aveau ceea ce le trebuie, și-au dat demisia, au zis că nu mai vor și a venit firea, că se vorbească cu ei, să-i convingă, să nu știu, dar oamenii n-aveau, nu știu, oamenii n-aveau ampicilină sau nu știu ce, da, n-aveau, da, spital. Da. Și trebuiau să fac operații de alea, gen, știi, super complexe. Aproape am ajuns, e pe aici undeva întâlnirea lui Cătălin. O să încheiem cu GoPro pentru că deja mă doare fruntea. Doare fruntea, da, că te apasă la da, 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 da. Mi-a venit o idee acum. Da. Oamenii care filmează cu GTX, cu Canon GTX Mark II, poți să spui că sunt Smart 2? G7X. G7X Mark II, da. Dacă zici Smart repede. Da, deci oamenii care G7X filmează... G7X Mark II. G7X Mark II. Clar, deci cine filmează cu G7X Mark II, e clar, e Smart 2, da? Dar ai putea spune, da. Într-un da. Fel sau altul. Dintr-o mică confuzie, am făcut o cacofonie, am greșit adresa și ne-am dus, trebuia să mergem undeva spre lacul Tei. Tei, da. Și unde ne-am dus? Pe la Victorie. Sala Palatului, undeva. La Sala Palatului, da, și acum este ora 5 și 6 minute. Și o să vă las acum 5 secunde ca să vă gândiți la ce oră aveam întâlnirea. Da, ați ghicit, întâlnirea era la ora 5. Ați ghicit asta. Și acum trebuie să ne grăbim să vedem skill-ul lui Bogdan de șofer. Oricum, eu nu mai sunt obișnuit foarte mașină, deci nu mai sunt obișnuit de mașină, nici în niciun caz cu viteză.
foarte mare și Bogdan mai bagă așa din când în când, stau și-o liniștit, bagă o, o torpilă de aia. Deci acum trebuie să ajungem în undeva în minus 8 minute, trebuie să ajungem acolo, în tei. Da. Și am ajuns acasă, atât eu cât și Cătălin, numai că pe căi diferite. Imediat după ce voi încheia vlogul ăsta, o să ne punem să ne uităm la video-ul lui Casey. Casey care a luat interviu bossului de la YouTube, exact sub CEO, exact omul care se ocupă de creatorii de conținut și de toate regulile și cel care ar putea face o schimbare pentru noi, cei care ne chinuim cu demonetizări și reach foarte prost și tot felul de nebunii, lucruri pe care voi, cei care vă uitați la noi, mai mult ca sigur nu le știți, dar... O să facem împreună, eu cu Cătălin, un video în care o să facem o rezumat acelui interviu, să vedem dacă omul respectiv va spune ceva interesant sau va fi gen dezbatere politică în care va vorbi 20 de minute nespunând absolut nimic. Vom vedea. Și pentru că video de astăzi l-am făcut împreună, o să fac el încheierea. Da, pentru că eu acum editam vlogul care trebuie să vină pe canal pentru că sunt întârziere cu ele. Dar nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Nu vrei să faci o promovare? Așa? Nu zic doar. Să dați un share? Nu știu. Să dați un share? Să vadă și prietenii voștri? Nu. Nu uitați, nu. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut deja. Să dați un like dacă vă place ceea ce fac. Să dați un share, să afle și prietenii voștri. Și noi ne vedem mâine.